După un weekend de coșmar și teroare, lucrurile tind să se liniștească în Dâmbovița. Azi, autoritățile sanitar-veterinare au început vaccinarea pisicilor și câinilor din gospodăriile oamenilor. Chiar dacă ursul turbat a fost împușcat, localnicii nu sunt deloc liniștiți. Se tem să nu mai fie și alții. Deși e greu de crezut că cineva ar refuza imunizarea, amenda pentru cei care nu acceptă este între 2.000 și 4.000 de lei. Fiu, amiază mare să vină, să te duci la grădină și te trezești cu el în spinare. Să fie ursul care a... Așa credem. Așa credem că m-am uitat în gura lui și are gura dubioasă. Așa se pare, că e turbat. Așa că autoritățile locale au instituit carantină în zonă, iar toate animalele domestice care se găsesc pe o rază de 3 km au început să fie vaccinate chiar de astăzi împotriva rabiei. Am stabilit o vaccinare de urgență în gospodăriile populației, atât la câini cât și la pisici. Această vaccinare este gratuită, suportată de la bugetul de stat de către Guvernul României. Vom debloca niște momeli vaccinale pentru o vaccinare orală a vulpilor. Ați văzut pe animal? Da, cum să nu, când a trecut pe lângă noi la 3 metri. Aici, la noi, fracțiune de secundă a venit și s-a zăcuit de sat și a văzut că nu spune. Multe patrule de polițiști, jandarmi și vânători stau de veghe pe străzile comunelor Buciumeni, Pietroșița și Moroieni de când au avut loc atacurile. De când a fost recoltat ursul, n-am mai avut niciun fel de apel prin care cetățenii să semnaleze prezența unui urs în zonă. Chiar și așa, localnicii încă se tem că ar putea fi atacați de vreun alt urs turbat.